câini mulți. Liviu, credeam că suntem numai doi norocoși, dar suntem trei. A apărut al treilea norocos. Bine am revenit spre munte. N-am mai fost de mult. De-abia aștept să facem un traseu minunat precum e ziua asta. Da, norocoși și din punct de vedere al vremii, dar și norocoși din punct de vedere al traseului, pentru că suntem un traseu în care mulți au urcat, au și coborât, dar s-au rămas încărcat așa cu munte de frumos. Am plecat din... Abia aștept să urcăm. Am plecat din Vâlcea, Vâlcea a necat în ceață, așa. Da, aici e altă vreme. Da, știm și noi că se duce și ceața cum se duce și viața și trebuie să profităm. Da, așa e. Care e al treilea norocos? Trebuie să facem cunoștință. Lucky. Un border collie care întoarce oile. Adică noi suntem oi rătăcite, da, pe drumurile Domnului sau... Pentru noi el e turma. Pentru el, pardon, noi suntem turma. Da, cum vă spuneam, am plecat din Râmnic împreună cu trei acum suntem, cu doi prieteni din ce în ce mai dragi, așa, Liviu Stângă și Lucky, nu Man, Lucky Dog. Iată că cei care se apropie de emisiunea asta, Destinații de Weekend, se apropie și cu animăluțe de companie, ne țin companie. Nurul lui Marcel a rămas la Olănești și a venit acest câine norocos cu Liviu pe un traseu pe care l-am făcut de atâtea ori, dar cum bine ați văzut și bine știți, se schimbă de la un timp la altul peisajul, ca să nu mai zic de vremea care se schimbă de la o zi la alta. Am trecut din Râmnic spre Govră, n-am făcut Govra Stânga, am ținut-o spre Stoienești, locatea mea natală, am trecut apoi prin Bărbătești și iată-ne pe un drum foarte frumos și peisajul foarte frumos, o toamnă care îți mai păstrează încă acele culori dătătoare de speranță și de frumos și am ajuns aici la un picior pe care o să înaintăm pe o potecă făcută, o să vedeți un fel de canion. Ani și ani, poate zeci de ani, oamenii urcând și coborând, s-a creat un canion. Canionul ăsta care o să ne ducă, potecă, o să ne ducă spre Schitul Pătânța și de acolo, ținând cont de posibilitățile noastre fizice și de cele avute în rucsac, să încercăm să ajungem la 1540 în curmătura Buiului sau, de ce nu, înspre Albul sau Ștevioara. Așa că, Liviu, la drum. La drum și avem cărăm cu soare. Hai, Lucky! Hai. Aici, să te simți, da? Hai. 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 De mii de pelerini de-a lungul anilor, care s-a transformat într-un canion. Și vorbeam și de cei trei norocoși într-o zi a lunii noiembrie. Iată ce cupolă albastră deasupra noastră. Într-adevăr, vremea a ieșit pe sufletul omului. Îți place și ție. Nu-i public la camera, da, Pupic? În canion, parcă suntem în vestul sălbatic. Liviu, se apară niște indienii, talpă iute. Acomora din lacul de argint.
Chima, Batore. Batore, dii. Trece anul să mai moaie genunchiul. S-a finanțat dealul sau s-au acumulat anii? Nu mai pun să am niciodată acolo. Ce e mai frumos decât natura? Omul. Omul ieșit din natură. Omul ieșit din natură. Ieși din umbră ca să te vezi frumos la față. Splendoare în ea. Da. În iarba da, care nu mai e în frunză. Da, în frunză, da. Splendoare. Facem două fructe românești. Banane și portocale. Kiwi și ăsta muncă la greu, am uitat de merele noastre. Te sigur că nu sunt Polonia? Care stau, nu, sunt din grădina mea. Din grădina cu produse ai grădina, da. Ales. Mâncăm acum din Polonia, că la noi săracile mere stau în pome acum, că oamenii nu le mai pot culege, că n-au ce să le vând. Da, și ce e interesant? Iau măruți. Că merele din Polonia care vin la noi sunt culese tot de români, care se duc la muncă. Da. Dau cu ceară pe ele ca să, să nu fie să stea un an de zile în mărul discordiei. Da. Ne așezăm ca să nu cadă. Apropo de chestia asta, am fost la filmă în Germania și m-am dus toamna și luase niște roșii din grădină care până am ajuns începuseră să se strice. Culmea că el avea într-un bol, avea o roșie care o uitase de vreo 5 luni de zile în bolul ăla și era intacte cum e mărul ăsta și roșiile mele deja bătea musca pe acolo, se gâzele alea nebunise, a trebuit să sortăm din ele că s-au stricat. Cam asta e diferența, oameni buni. Da. Diferența o facem și noi. Fără discuții. În ceea ce privește emisiunea asta pe care o realizăm de ceva timp împreună și din când în când separat, datorită unor condiții sanitare, să zicem așa. Deci o să vorbim acum, ne așezăm, ca să nu vrea dumneavoastră că ne-am dat bășca. Ne așezăm pe băncuța asta lângă această troiță și o să discutăm, o să spun și eu o întrebare pe care am pus-o multora. Am ajuns la o concluzie, dar să vedem întâi troița și apoi să ne așezăm, să cugetăm. Ce mă tare? Da, uite că și Lucky e poftitor de mere. Îi pui și noi o întrebare? Da. Te foame? Hai un pupic. Hai un pupic. Bravo. Uite, bravo, noroc bravo. De la Lucky. Bravo. S-a auzit mușcătura aia. O întrebare. Care e cel mai bun învățător? Nu e întrebare retorică și nici de mare filozofie. Pentru tine, care ți-a fost cel mai bun învățător? Stau să mă gândesc, am prea multe variante. Legat și de emisiunea asta, ca să-ți mai dau un mic amănunt care poate aduceți răspunsul. Nu neapărat corect. După mine, hai că spun eu și apoi îmi spui dacă am dreptate sau nu. În cei 40-50 de ani de călătorii prin viață, pe diferite călări, unele mai întortocheate, altele vătătorite, mă rog așa, am ajuns la concluzia că cel mai bun învățător e drumul. Da, cumva da. Pentru că e un învățător care îți prezintă într-o carte a vieții atât timp cât ești pe drum. Eu știu natura asta cu toate ale ei, cu păduri, cu ape, cu păsări și cu animale. Și am mai zis și eu, cred că n-am fost primul, dar nu s-a consemnat nicăieri de altcineva, așa că patentez zicerea asta. În primul rând, drumul te învață să-ți cunoști corpul. Și știi foarte bine că la drum lung mai scârcești o încheietură. Atunci îți dai seama ce capacitate ai. Da. Și iată câte drumuri am făcut noi și câte am văzut și am rămas cu ceva de pe drumurile astea. Cu amintiri frumoase. Cu amintiri frumoase. Și văd că nu-ți mai țin balamalele încă câțiva ani de zile. Nu scârțiau genunchii tăi puțin mai devreme. Nu, pentru cei mai tineri ca noi, faceți ca noi. Da. Am mai vorbit de lucrul ăsta, că sunt cei tineri care sunt apropiați de niște ecrane, mai mici sau mai mari, de niște butoane
și uite ce se află lângă ei, adică uite de frumosul cotidian. Sunt într-adevăr foarte bine echipați și din punct de vedere sportiv, așa, cu echipament de ultimă generație. Dar dacă 2-3 ar fi fost aduși aici împreună cu noi, cred că mai jos, către piciorul pe care am început noi urcarea, întrebau cât mai e până înapoi la Vâlcea. Dar sunt și mulți care își doresc să vină, de asta facem și emisiunea, pentru cei care stau acasă și nu au posibilitate să vină pe unde ajungem noi sau pe unde mergem noi. Lor, așa, cu drag, și imaginea asta și emisiunea asta, și celor de acasă care ne așteaptă cu nerăbdare, că știu niște doamne și domnițe care, dacă plecați, aveți grijă, că aveți și voi o vârstă. Da, da, da. Și încă un lucru care e foarte adevărat, să zic așa. Plimbările astea la munte, domnilor și doamnelor, nu costă absolut nimica. E gratis. Pur și simplu gratis. Deci natura se oferă gratis. Natura se oferă singură, gratis, numai să guști din natură, să-ți placă natura, să o admiri, să o iubești, pur și simplu. Da, pentru că noi avem și un susținător acestei emisiuni și nu mă feresc să o spun, că e vorba de firma Diana. E un slogan pe care eu îl folosesc foarte des și e dă bine așa la pentru. Pofta vine? Mâncând. Și văzând. Pofta vine văzând. Ai da, văzând, da. Văzând, da. O să vedeți în continuare ce ne oferă natura pe acest drum. Repet, am plecat din Râmnic, am intrat în comuna Bărbătești, un drum foarte bun, macadam, și felicitări primarului, domnului Vanacu. Și am intrat pe piciorul ăsta, pe picior de ploaie, pe gură de rai, în toamna asta care își lasă doar trunchurile copacilor să se înalțe spre cer. Frunzele au căzut la pământ, așa cum de ceva timp, nu la pământ, dar podea, au mai căzut și o podoabă dintr-o. Sper să nu fie pau cu întrejur, da. Dacă mă las, a început o ușoară chelie, da. Nu, care mă dădea un cocoș, a început părul de munte, să plece. De munte, da. 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 Sper să nu fie imaginea cu întrejurul. Dar știi care e problema? Revin că când am probleme din astea, fug repede la buletin și mă uit la buletin și după aia mă liniștesc. Unii s-au liniștit când au văzut data nașterii mele în buletin. Am avut și probleme la ieșirea din țară pe aeroportul Otopeni. Au controlat de vreo 2-3 ori, a intrat pe sistemul electronic să vadă și mi-a zis cel de la vama, dacă nu le că vă întoarceți în municipiul meu cu Vâlcea, să-i spuneți primarului că cel care v-a eliberat buletinul, că dacă nu se ține de cuvânt, vine și va reclamați. Al meu expiră în 2074. Uite cum mergem noi la drum, cu un zâmbet, cu măr, cu o rază de soare, să terminăm mărul, că mai e mult de mers. 2074. E matusalemică, să gând puțin. Sper că n-am ajuns de râs. Un fel de pereninaj la Tutankhamonul de Vâlcea. Da, da. L-am cunoscut și eu acum 50 de ani. Babele, Sphinx-ul. Frumoasă emisiune. Frumoși, da. Oameni, și să nu uităm de Lucky, că uite, el nu mănâncă măr, sau mănâncă? Mănâncă, a mâncat un. Avem în noi depozite în rucsaci. Sau rucsaci. Îi vine moment. Da, hai, momentul să plecăm. Vă pupăm cu drag. Și haideți la munte. Am dat și de foioase. Și intrăm și într-o pădure cu brazi. Dacă plecați din Bărbătești, veniți cu mașina până la Troița, de la piciorul acestei poteci, țineți marcajul, crucea roșie. Și aici trebuie să le mulțumim celor de la Salvamont pentru marcajele făcute și celor de la Parcul Național Buira Vânturarița, rangerii care patrulează săptămânal în zona asta. Hai, hop, hai, vine aici, hai, Lucky, sus, hai, sus, hai, hop,
Bravo, bravo, băiatu, bravo. Hai, hop. Hai, hai. Din stejar, stejar răsare. Nu vreau. Are la apucăturile. Da. Lucky. Bravo. Un alt popas. Să ne mai vadă și pe noi soarele. Să ne mângâie. Când vulcii eram dispăruți în ceață. Da. Da. Mai avem puțin până la schitul Pătrunsa. Aici nu o să zăvorim prea mult, pentru că schitul Pătrunsa a fost prezentat de mai multe ori într-o emisiune realizată de colega mea, Ana Maria. Oricum, un loc de pelerinaj pentru pelerini din toată țara, numai pentru cei din județul Vâlcea. Și de aici, cu plecări înspre Măria sa, Buila Vânturarița, cu foarte, foarte Flac multe... Intrasem în pană de imagine. S-a băgat... Cu Lucky, da. Păi vrea și el să fie cunoscut, nu văzut. Să fie da. Vedetă. Da. Și imediat ieșim din pădurea asta de brazi și de faci și de carpeni și o să ieșim într-un loc în care putem vedea în toată splendarea o parte din Parcul Național Buila Vânturarița. Vedem o cruce a vânturilor, o altă cruce, adică Bulzu, Curmătura, poate ajungem și în Curmătură pe la Albu, dacă nu mergem spre Albu, ca să vedem lumea de sus, ce zici. Nu mai ridica așa, că nu se mai vezi. Te uite, așa se stăm, da. Hai să nu mai zăbuim, că sunt ca pupândei aici. Da, de ce mai facem și glume pe drum? Pentru că spunea cineva, atunci când ai necazuri în viață, și într-un necaz mare trecem cu toții, e bine, atunci când ai necazul, trebuie să-ți întorci fața spre soare, pentru că odată ce ți-ai întors fața spre soare, toate umbrele rămân în spatele tău. Nu frumos? Frumos. Uite că și aerul ăsta poate ne îndeamnă să devenim așa... Poetici. Hai să mergem, că ține lumea de vorbă. Hai.
Am ajuns la schitul Pătrunsa, înainte de a călca pragul acestui schit. Iată, avem un panou informativ montat aici de cei de la Parcul Național Bâlea Vântroarița, cu fotografii extrase, așa, cu multă plăcere, din ceea ce adăpostește acest parc, unul dintre cele mai frumoase ale României. Și în depărtare vedem, o să ajungem și acolo, chiar pe timp de iarnă, prima zăpadă a lui noiembrie căzută deocamdată în munții Făgăraș. La noi, aici, în județul Vâlcea, poate peste 2000 de metri se fie așternut alba de alba zăpadă, dar aici, la poalele masivului Bâlea Vântroarița, avem aur topit al acestei toamne a anului 2021. Și începe reactorul să încingă. Noi ziceam că ne prieten drumul, dar după ce le văzut aici, parcă am sta să mai plecăm de aici. Nu ne mai săturăm de ce ne oferă toamna asta. Dar am părăsit marcajul cruce care duce la schitul Pătrunsa și am băgat pe punct galben, pentru că noi înaintăm spre Casa de Piatră și apoi pe lângă Casa de Piatră să ajungem Buira, poate în curmătură, poate spre Crucea Vânturilor. Că am văzut ceva din Făgăraș, e cam albi Făgărașul, da. Cum sunt eu deasupra și tu la fel. Da. Și n-are stâmpără. Traseu greuț așa, nu e chiar pentru... Și după pauză... Trebuie să ai și un pic de antrenament. Și echipament, pentru că te poate păcăli vremea. Noi am prins una dintre zile cele mai frumoase, cred, la noiembrie. Da, da. Dar echipamentul... Aia, păi nu e... De cap până în picioare. E tot de munte, da. Dar nu e echipamentul... De iarnă. Da. Și spune ce vreau să spun eu, când ieșim noi la emisiune. Cerul, ce? Se înserinează soarele și el bucuros că ne vede. Da. Deci n-am prins până acum o zi mohorâtă. Da, ce discutam. Da. Fiecare dată când ieși. Și el e bucuros, că da, se numește Lucky, norocosul. Da, că am vrut să-l dau de vreo 5 cioși, că era rău. Și până la urmă, când venea lumea să-l cumpere, renunțam. Dar de ce e rău? Că nu mănâncă tot la prânz? Nu, că ronțe e foarte rău. A, am ronțe, și pe cineva acasă. Ronțe toate ușile, toate și la mașină, a roz spoilere, mi-a rupt cablajul de la nuca, de la unde pun remorca, de două ori. Nu știu ce să-i mai fac, dar... La mine nu se întâmplă așa dintr-un simplu motiv, că n-am nici mașină, nici remorcă. Și pe picioarele noastre, hai, pe punct galben, către Casa de Piatră, Parcul Național Bâlea Vântroarița. Destinații de weekend. Liviu stângă, fără stângăcii, și Valicuna cu câteva conisme. Pe cărbune sau pe motorină? Pe cărbune. Lipsă de antrenament. Da, oricum traseul e destul de dificil pentru o pauză de vreo câteva luni sau un an. Cam face cu ochiul și Făgăraș. Da. Cam greu în perioada asta. Nu poate să nu. Da. Și hai să aruncăm o privire de unde am plecat. Ia să vă doamne. Râmnic cu tot în ceas. Dar avem până la râmnic, avem jos la picioarele noastre schitul Pătrunsa, apoi mai multe drumuri care duc spre Bărbătești. Dacă trecem de-a lungi și pe la Stoienești, la Stoienești, Bunești, Mihăiești și apoi ești. Căzănești și ești. Să trăim la anul și la mulți ani, să le merită.
Lucky. Lucky. Bravo. Lucky, hai aici. Lucky. Uite, am avut noroc să găsim și niște floricele scăpate de sărutul otrăvit al drumului. Și de curând o să fie temperaturi mai scăzute, îngheț, și apoi să sperăm că se va așterne și zăpada peste aceste ținuturi. Destul de greu drumul până aici, de la schizul Pătrunsa până la acest portal numit și Casa de Piatră. Cam cu barba la genunchi. Am urcat, dar a meritat și merită să urcăm în continuare, pentru că de aici, pe un traseu marcat cu punct galben, și ăsta tot dificil, o să ajungem într-un gol, să zicem, alpin al masivului Buirea Vânturarița și apoi pe o brână, să spunem, Brâna Caprelor, ca să ajungem în curmătură. E de acolo pe scoc, înapoi la mașină, dat un alt traseu, către observație ce sculptor talentat a fost și este în continuare natura. Acel portal, acest ochi albastru, să zicem, prin care poți să treci într-o altă lume, o lume a frumosului și, bineînțeles, a păstrării de frumos. Trebuie mare atenție, pentru că sunt pietre acoperite de frunze și fost foarte ușor să facem întorsă sau, Doamne ferește, o luxație. Oricum, avem puțin de uscat prin pădure. Se poate ca asta, repet, marcat cu un galben. O să ieșim în gol și apoi pe brână. Cred că nu se face în dreapta către Crucea Vântului, doar mergem pe brână către curmătura Builei. Oricum am luat în altitudine, ne apropiem de 1300-1400 de metri altitudine, în curmătură 1540. A ciulit urechile Lucky și el tot la înălțime. Dacă plecați de acasă, pe acest traseu să luați apă, pentru că până în curmătură nu mai găsiți. Și o să pățiți ce am pățit noi. Ajung o jumătate de sticlă de apă. Da, mai o jumătate de țuică. Hai, hai norocuțule, hai. E de aici, urmează o urcare pe brână. Ce se vede prin ceață pe acolo, câteva slipiri, un loc din orezul, apoi sub dunga aceea de nori și tot în ceață Bărbăteștiul, mult mai departe ceva din platforma chimică înecată și în ceață, o dunga Oltului, iar la picioarele noastre, arzând mestecenii la schitul Pătrunsa, fel de ghizi așa și câfuind așa ca o locomotivă pe aburi, Liviu.
Hai că mergem de 3 ore doar. Și începe să urcăm. Vreo oră. Hai că uite, ne așteaptă și Cozia și Făgărașul. Săptămâna viitoare. Hai, ține marcajul. Că uite, avem și stil de creastă acolo cu marcaj pe un galben. Și mă te mulțumim celor la Salvamont și rangerilor din Parcul Național Uila Vânturalița, că altfel vara te poți rătăci foarte ușor și Doamne ferește, alunecare în gol, am putea spune, de vreo 500 de metri. Asta înseamnă trecerea într-o altă lume. Și în această perioadă noi am avut noroc, iată, mai avem parte de vreme frumoasă și nu avem zăpadă în zona asta, pentru că traseul este interzis iarna și vara, pentru cei obișnuiți cu muntele, echipament, condiție fizică și informații despre zona. Dar cine ar fi crezut? Plecat de acasă cu echipament aproape de iarnă, avem și parazăpezi în rucsac, bine, bocancii de toamnă-iarnă, iată-ne făcând o baie de soare în Parcul Național Uila Vânturalița și mai avem de urcat, să ajungem la 1540 de metri, dar până atunci, în lângă un izvoraș, o să avem și momentul sponsorului, că spuneam noi, pofta vine văzând, pofta vine mâncând și pofta vine și urcând, Liviu, hai! Hai! Hai după mine! Cred că aerul tare de vină. Liviu se gândește la pescuit, o parte de pescuit, la clean cu lăcuste. Și uite ce imagini avem aici. Dacă ne-am aflat pe lună, am putea spune că avem fața luminată și fața întunecată a lunii. Dar avem acolo crucea de pe vârful Țucla, apoi șaua care se lasă în curmătură și o să ajungem la refugiu din curmătură peste vreo 40-50 de minute. Prea-i convine lui Lucky, vrea să întoarcă. Și Lucky, 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 hai, e bine? E bine, zice Liviu. Avem un obiectiv și crucea vânturilor, dar nu să ajungem acolo, ținem marcajul pe un galben. Că dintr-o dată ni s-a ivit în față un alt peisaj. Sperăm să prindem în emisiune câteva capre negre. Aici e împărăția, raiul caprelor negre. Auzit de capre, a ciulit urechile. Dar aici urmează o porțiune, sigur, la fel de dificilă, o brână. Și o să ajungem în partea întunecată a acestei zone din Parcul Național Uila Vânturalița. Superbă zona, superbă vreme și să sperăm că după ce veți urmări această emisiune, veți zice superbă și emisiunea. Și cei doi realizatori, trei chiar. Această ediție realizată la cameră de Vali Cunea și Liviu Stângă, montajul ca de obicei, fără toane, la butoane, Paul Mocanu. Liviu, n-am zis de două ori că o să întâlnim capre negre și uite una dintre ele, Punțang, parcă a ieșit la reședință foto. Hai, salt. Ce zici, Liviu? Pariem? Sare sau rămâne acolo? Cred că e în punctul de observare. E trimisul... Da. Și ca să vedeți unde se află.
a doua capră neagră. Cred că ne-a simțit și a dat alarma. Eu sunt filmat. Se îndreaptă spre Crucea Vânturilor. Și acolo se întreabă ce vânt i-a dus pe oamenii ăștia în împărăția noastră. Cred că l-a simțit pe Lucky. Da, un simbol al Carpaților românești, capra neagră. Am trecut de brână, porțiunea destul de periculoasă și în această perioadă. Nu e gheață, nu e zăpadă, dar e păiușul ăsta pe care poți aluneca foarte ușor. Și acum ne îndreptăm privirea spre o altă zonă mai întunecată, dar nu uităm să privim marginea ativită cu razele de razele auie a acestui soare de toamnă târzie. Bun venit în partea întunecată! O să ieșim cât de curând iar la lumină. Greu? Ușor? Mediu. Mediu. Până se repun pe picioare tegumentele astea. Îți dai seama, am făcut pauză un an de zile. Și oricum rezist. Dar oricum deci, te-ai comportat foarte bine. A mai rămas ceva carbit în mine. A mai rămas niște baterie. Nu sunt chiar pe low bat. Sper să mai avem baterie și la cameră. Dacă ale noastre sunt pe jumătate descărcate, măcar jumătate din bateria camerei să ne mai țină. Să vedem ce a mai rămas din acest traseu parcurs. Deci în jumătate cu mașina, jumătate pe jos. Râmnicul Vâlcea Bărbătești, Schitul Pătrunsa, apoi pe Pung Galben spre următoarea dimineață pe o brână și iată ne ieșiți din nou la lumină și o să vedeți ce se află imediat în dreapta noastră. Să fiu atent și la picioare să nu mă trezesc dacă mă mai trezesc. Aici spre Țucla, partea întunecată, nevăzută de soare în timpul zilei, înseamnă puțină gheață, puțină zăpadă. E în partea luminată a muntelui. Că mai am un far călăuzitor în față, dar ceea ce înăuntru nu înseamnă neapărat lumină. O să intrăm și la umbră, nu neapărat de plăcere, dar ca să ajungem în culmătură trebuie să trecem pe sub Țucla și partea de nord, așa cum spunea și Liviu, nu mai e văzută de soare. Și parcă a început și stomacelul să prindă niște posturi străine. Da, da, da. Dăm cu scala, papa, papa. Trebuie să dăm cu un pic de țuică să deschidă porțile. Stomacului. Da, se zicem apă cu mărgele. Da. Cu apă cu tărie, așa. Hei, ce facem? Mergem? Ai obosit? Gata, Liviu, la umbră și înainte.
știu, panseluță scăpată. Ca prin minune, ea acum fiind o minune. În calea drumetului călătorului apare norocul și frumosul. Da, până acum singurele urme de zăpadă în traseul nostru. Asta până ajunge în curmătura Builei, mai precis 1540 de metri, refugiu Salvamont. Alte floricele în calea noastră. Și nu departe de ele, primele urme de zăpadă și celebrul Buciniș, trecerea prin Buciniș, cu venirea dinspre Pietren Costești și sosirea în curmătura Builei. Un călător venea, săracul, până la 1540. 40. Builei. Avem și un indicator. 1560 de metri altitudine spre satul Pietreni. 3 ore jumătate, 4 ore jumătate și spre vârful Vântuarița o oră jumătate, 2 ore jumătate. Avem și locuitori aici, dar nu o să le stricăm liniștea. Se mă adaugă 3, Liviu Stângă, Valicuna și Lachi. Iată, ne ajungi și în curmătura Builei pentru emisiunea Destinații de Weekend alături de Liviu Stângă și, bineînțeles, Lucky, cățelușul nostru de companie pe această, pe acest traseu. Pentru colegii din redacția sau departamentul știrii, transmit următoarele. Trimis să aducem la Antena 3 Vâlcea zăpadă. Din păcate, n-am dat peste strat consistent de zăpadă. Ceea ce se vede se află la picioarele mele, urme pe zăpadă și tot pentru Antena 3 Vâlcea, Valigonea, Liviu Stângă și Lachi. Am făcut o asta pregătire pentru a merge la masă. Muntelui, încărcarea muntelui. Da. Să vedem și momentul dacă, sponsorului. Dacă sunt... Lachi, dă-i drumul de aici. Dă-i drumul! Păi are gust, are miros, înseamnă că n-are COVID. Da. Renumitele jumări de la Diana, sponsorul acestei emisiuni, cu alte bucate, tot marca Diana. Aici trecem la o competiție într-o ardelenească și o oltenească. Slăninea clisă de Ardeal și una de Oltenia. Și ceapa tot de Făgăraș, adică tot de Ardeal, intră în umbră așa, Lachi, că trage și el la... Aici avem zacuscă. De drumul de aici. Lasă ca să mănânce și el. Niște brânză, ouă de găină, gâdulaști și de Transilvania și aici avem dețu. Dețu, hai să turnăm un pic de licoare. Asta ne va deschide barierele stomacului. Doamne ajută! Și mulțumim celor care ne urmăresc, că știu că suntem urmăriți. Wow. Și salutări celor de acasă și lor mulțumim că ne lasă. Ei, pofta vine viață. Văzând. Și acum trecem pe masă. Lăsăm gol ce am pus pe masă. Nu avem fructe de mare, nu avem fructe de... De grădină și de pădure. Grădină și de pădure, mai mult, da. Hai să-l salutăm și pe Lucky. Și așa, ca vedere de la masa asta spre cerul cel mare, ca imaginea de final. Să nu uit, Liviu, că sunt 3 pahare, unul pentru Paul. Da. Să fie mai montat la montaj. De aici, din curmătura Builei, toate cele bune pe săptămâna viitoare.